Este nevoie de un telescop incredibil de puternic pentru a detecta schimbări subtile de lumină care provin de la o exoplanetă potențial locuibilă. Pentru moment, singurul telescop capabil de așa ceva este noul telescop spațial James Webb. Odată cu începerea operațiunilor științifice, în iulie 2022, telescopul James Webb a efectuat măsurători ale exoplanetei WASP-96b, un gigant gazos. Spectrul a arătat prezența apei și a norilor, dar o planetă la fel de mare și fierbinte, precum WASP-96b, nu ar putea susține viața. Cu toate acestea, datele preliminare arată că telescopul James Webb este capabil să detecteze semnături chimice slabe de lumină care provin de la exoplanete. În următoarele luni, Webb își va îndrepta oglinzile spre TRAPPIST-1e, o planetă potențial locuibilă de mărimea Pământului, aflată la doar 38 de ani lumină depărtare. Webb poate căuta biosemnături prin studierea planetelor, în timp ce acestea tranzitează stelele gazdă și poate surprinde lumina care filtrează prin atmosfera planetei. Totuși, Webb nu a fost conceput pentru a căuta viață, astfel că telescopul este capabil doar să cerceteze câteva dintre cele mai apropiate lumi potențial locuibile. Telescopul James Webb poate detecta doar schimbări ale nivelurilor atmosferice de dioxid de carbon, metan și vapor de apă. Deși unele combinații pot sugera existența vieții, Webb nu este capabil să detecteze prezența oxigenului nelegat, cel mai puternic semnal al vieții. Conceptele pentru viitor, chiar mai capabile pentru telescoapele spațiale, includ planuri pentru blocarea luminii de la steaua gazdă a unei planete, astfel încât să fie dezvăluită lumina stelară reflectată înapoi de la planetă. Ideea este similară cu folosirea mâinii pentru a bloca lumina solară pentru a vedea mai bine pe distanță mai mare.